găsit tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru, iată ce subiecte v-am pregătit pentru întâlnirea de astăzi cu știrile Mix TV. Noutăți în cadrul festivalului Cerbul de Aur, detalii imediat. Municipalitatea face noi demersuri pentru fluidizarea traficului, amănunte în jurnal. Premieră națională la Filarmonica Brașov. Cerbul de Aur revine în acest an la Brașov cu schimbări. Organizatorii au decis ca festivalul să aibă o zi în plus de spectacol. Astfel, în perioada 22-25 august, în Piața Sfatului, vor fi prezenți artiști renumiți atât din țară cât și din străinătate, precum și 12 concurenți care se vor întrece pentru marele trofeu al celui mai mare concurs internațional de interpretare. De asemenea, scenotehnica va fi modificată, astfel încât terasele din centrul orașului să nu mai fie închise la fel ca în anul precedent. În ediția din august, primele două serii, joi și vineri, vor fi cele de concurs, sâmbătă va avea loc gala, iar duminică, în ultima zi, pe scenă vor urca artiști ce vor susține un spectacol folcloric de excepție. Acești oameni de aici, din Brașov, merită surprize pe deplin și facem toate eforturile să aducem artiști cât mai mari, consacrați, cunoscuți, pe care îi auziți în fiecare zi când mergeți în mașină sau acasă, la radio, la televizor, mă refer la artiști străini, dar și la artiști români. Pentru că din feedback-ul pe care îl avem, inclusiv de la firmele, companiile de ticketing, artiștii români sunt din ce în ce mai căutați la marile evenimente și asta mă bucură teribil de mult pe mine ca reprezentant al televiziunii române, care are ca misiune să promoveze în primul rând valorile românești. În acest an vor fi 5.000 de locuri disponibile, iar organizatorii se gândesc să-i răsplătească pe cei care aleg pachetele club și locurile VIP pentru a-i determina să devină fanii Cerbului de Aur pe termen lung și să fie prezenți în fiecare ediție ce va urma. Structura festivalului va fi una asemănătoare cu cea de anul trecut, însă vom avea și unele surprize pe care le-am pregătit. Vor fi recitaluri atât ale unor artiști români foarte cunoscuți, cât și a unor artiști străini. Evident, vom avea și recitaluri mai mici și recitaluri mai mari. Vom avea și niște momente speciale despre care aș vrea să vă povestesc la o dată ulterioară, atunci când conceptul lor este definitivat. Și aș vrea să insist și pe faptul că există proiecte adiacente, editoriale, de știri și proiecte chiar artistice ale acestui festival, așa cum sperăm să fie seriile sau nopțile Cerbului, vom vedea cum se vor numi, așa cum vor fi anumite ediții speciale ale unor emisiuni ale televiziunii române, reportaje și momente speciale în emisiunile de știri. Municipalitatea a luat în calcul organizarea unor evenimente în zilele de luni, marți și miercuri, înainte de începerea festivalului. Din punct de vedere al unor evenimente, ne gândim ca premergător, ținând cont de faptul că 22 este joi, joi, vineri, sâmbătă, duminică, cum Televiziunea Română a structurat acest eveniment, să avem și noi un pachet de evenimente care să fie organizat în premergător acestor zile. Ne gândim și vedem despre ce putem să stabilim și să vedem cum putem să facem să fie cât mai bine, având în vedere că este luna august, luna de concedii, turiști mulți, în așa fel încât să fie o săptămână plină. Bugetul alocat de TVR pentru organizarea festivalului este de 6,5 milioane de lei, la care se adaugă finanțările sponsorilor și a celorlalte autorități implicate. Din această săptămână, pietonii care trec strada stadionului spre Bartolomeu, în dreptul complexului comercial, vor trebui să aștepte la semafor. Lucrările de amenajare a acestuia au început deja, fiind realizată rețeaua de alimentare. Potrivit reprezentanților primăriei, noul semafor are un dublu rol. În primul rând, va gestiona traficul de pietoni, dar asigură și fluidizarea traficului rutier. Reprezentanții municipalității au anunțat că a fost montat stâlpul și corpul de iluminat, iar deja se estimează că semaforul va fi pus în funcțiune pentru început pe galben intermitent. De ieri am montat deja și al doilea stâlp pentru trecerea de pietoni de la complexul Bartolomeu. Sperăm să finalizăm până săptămâna viitoare lucrările. Este o soluție foarte bună atât pentru a gestiona traficul pietonilor și pentru a le crea această siguranță necesară, cât și pentru a gestiona fluxul de mașini,
pe direcția strada stadionului Calea Făgărașului, cât și pe direcția din Bartolomeu Nord spre centrul orașului. Despre resistematizarea întregii intersecții de la strada lungă cu strada stadionului și Calea Făgărașului se discută încă din 2016, când a fost propusă mutarea trecerii de pieton din fața gării CFR Bartolomeu spre sensul giratoriu, concomitent desfințarea acestei treceri de pieton de la complexul Bartolomeu. Ulterior s-a renunțat la această idee, singura aplicată fiind cea a mutării trecerii de pieton de la gară mai spre sensul giratoriu și amenajarea noului semafor. Firmele vor primi fonduri nerambursabile de maxim 200.000 de euro pentru a face investiții în stațiuni balneare. Astfel se urmărește stimularea dezvoltării infrastructurii în localitățile definite ca stațiuni balneare sau balneoclimaterice, în vederea implementării de soluții terapeutice inovatoare pentru un spectru larg de afecțiuni. De acești bani pot beneficia societățile de orice tip care sunt înregistrate potrivit legii numărul 31 din 1990. Companiile ce desfășoară activități turistice sau activități referitoare la sănătatea umană în stațiune balneare pot primi finanțări de până la 200.000 de euro, reprezentând 50% din valoare cheltuielilor eligibile pentru a-și construi sau a-și moderniza clădirile existente, a achiziționa echipamente, a achiziționa autoturisme de transport persoane exclusiv pentru turism, crearea și dezvoltarea centrelor de informare turistică sau achiziționarea de echipamente medicale sau elemente de mobilier pentru activitatea referitoare la sănătatea umană. Bugetul total alocat schemei de minimis pentru anul 2019 este de 480 de milioane de lei. Fiecare beneficiar va primi 200.000 de euro nerambursabili. Sfârșitul anului școlar aduce premii importante și pentru copiii implicați în proiectele cu finanțare europeană din cadrul campaniei Învață, Dobândește, Dăruiește, program prin care se încearcă prevenirea riscului de abandon școlar timpuriu prin păstrarea în școală a copiilor prin activități educaționale, școlare și extrașcolare și readucerea la școală a celor care au renunțat prin programul A doua șansă. Emoții și bucurie pentru copiii din Sâmbăta cuprinși în programul Învață, Dobândește, Dăruiește. 25 dintre ei au primit premii în valoare de 300 de lei în cadrul concursurilor desfășurate în cadrul acestui program pentru activități sportive sau artistice. Doamna profesor Anca Negrilă, care se implică foarte mult în desfășurarea în bune condiții a acestui proiect. Doamna Comăneciu Simona, da, și doamna Ivașcu Virginia, dumneavoastră. Haideți să le aplaudăm și să le... Așa cum v-am precizat, concursul s-a desfășurat perioada aprilie-iunie, da, pe trei secțiuni. În cadrul secțiunilor s-a făcut o jurizare și s-au stabilit locurile 1, 2 și 3. Așa, cu zâmbetul fericitări. Deci acum ai trampoane. Acest proiect Învață, Dăruiește, Dobândește. Obiectivele sale se focalizează foarte bine pe efectele acestea de durată. Se spune că un copil, un profesor, un stilou și o carte pot schimba lumea și poate activitățile educaționale din proiect care sunt pregătite pentru acești copii nu vor schimba lumea cea mare, dar cu siguranță vor schimba lumea mai mică în care acești copii trăiesc și își desfășoară existența. Programul european a reprezentat o gură de oxigen pentru copiii lipsiți de posibilități materiale care prin aceste activități extrașcolare s-au apropiat de școală, dar au prins și drag de învățătură. Am învățat pentru că am decupat foarte bine și am făcut basket. I-am învățat să scriu foarte frumos și îmi place la program. La program eu mai desenez și mă joc și mai fac temele, dar mai rar. Sunt foarte emoționată și bucuroasă totodată pentru că
Ei sunt generația ce au încheiat clasa 8-a și de-a lungul anilor au avut rezultate deosebite la învățătură. Mi-a fost de mare ajutor, pot să spun. Am făcut pregătire la română destul de intens și ne-a ajutat faptul acesta că am făcut compuneri și multe, multe modele de valoare națională. Ne-a plăcut foarte mult proiectul, deoarece am făcut și foarte multe lucruri la chimie, experimente, ne-am distrat, am dat frâul liber imaginației și am făcut și multă pregătire la română, ceea ce ne ajută foarte mult pentru examen. Camera de Comerț și Industrie Brașov organizează un curs pentru designer pagini web. Acesta se adresează tuturor persoanelor care doresc să se specializeze în crearea de site-uri web, în cunoașterea limbajelor de bază folosite pentru realizarea paginilor web, precum și în modul de utilizare al acestora. Cursul are o durată de 32 de ore, costă 400 de lei și se bazează pe aplicații practice. Organizăm în această lună un nou curs, este vorba de designer pagini web, un curs dedicat tuturor celor care doresc să realizeze un site web, atât agenților economici care pot face acest lucru intern, adică și să-l gestioneze și să aibă toate posibilitățile de a-l actualiza, cât și persoanelor fizice care pot deveni freelancer și pot face din aceasta o mică afacere, realizând site-uri fie pentru intern, fie pentru export. Participanții vor primi certificate de absolvire emise de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu avizul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice. Persoanele interesate de acest curs se pot înscrie la sediul Camerei de Comerț și Industrie. Concert în premieră națională la Filarmonica din Brașov. Melomanii sunt așteptați joi, 13 iunie, la Sala Patria, unde se pot bucura de un moment unic. Sub bagheta dirijorului Iulian Rusu, pe scenă va performa și cunoscutul pianist Sandro Ivo Bartoli. Serii este unul de excepție, în repertoriu fiind prezentată o lucrare în prima audiție națională. Da, într-adevăr, cum am spus, concertul pentru pian de Rubinstein este premieră națională. E un concert foarte greu. Ne bucurăm că îl putem interpreta cu așa un solist, cu Sandro Ivo Bartoli, care este, după cum v-a spus, de origine italiană, e un pianist extraordinar și... cum se zice, și-a pus toate forțele ca să aducă în fața publicului brașovean acest concert. Un concert extraordinar, vă așteptăm joi și pentru adagietul de Mahler din Sinfonia 5-a, o sinfonie de Haydn și concertul pentru pian de Rubinstein. It's a very special event for me also because I never played in Brasov before and this is a wonderful orchestra. Maestro Russo is a great friend of mine, so I'm very much looking forward to play this piano concerto by Anton Rubinstein. And it's a very dear piece for me because when I was a student in London, my mentor was a great Russian pianist called Shura Cherkasky, who had been a student of the only student of Anton Rubinstein. Avem o lucrare în premieră, chiar națională, vorbim despre un concert numărul 4 de Rubinstein, alături de alte lucrări importante din literatura de referință muzicală, vorbim de lucrări de Haydn și de Mahler. Un concert plin de încărcătură spirituală, emoțională și sperăm noi cu multe, multe aplauze, pentru că asta este bucuria artiștilor. Biletele se găsesc la Sala Patria din Bulevardul 15 Noiembrie, numărul 50A, dar și pe bilet.ro. Costul unuia este de 30 de ron. Reduceri au pensionarii și elevii 15 lei și studenții 10 lei. La știrile mixte vă este acum vremea pentru vreme.
La Brașov, în următoarele 24 de ore, vom avea parte de vreme caldă. Minimele nopții vor coborî până la pragul de 15 grade Celsius. Maxima termică a zilei de mâine va ajunge până la 29 de grade Celsius și în a doua parte a zilei sunt posibile averse de ploaie și furtuni izolate. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. La Mix Actual vine directoarea Liceului de Artă din Brașov, Hans Matis Deutsch, Elena Doboș. Sunt Onelia Pescaru, rămâneți alături de programele noastre. Pe curând, toate cele bune!